Bună seara și bine v-am găsit! Este vineri, este lună plină, este eclipsă la 9 seara. Avem o eclipsă de lună în rac astă seară. Lunile pline sunt despre a ne aminti ce vrem să lăsăm în urmă și a recolta ceea ce s-a încheiat. Iar dacă suntem în rac, suntem în semnul mamei, al maternității, al îngrijirii și ocrotirii celorlalți și în semnul apei și al emoțiilor. Este clar că putem să lucrăm foarte bine astă seară pentru a integra și a elibera emoțiile care sunt vizitatori, uneori nedoriți, dar vizitatori și care vin ca să ne aducă aminte că suntem oameni care simt, nu doar oameni care fac lucruri. Abilitatea de a simți este un dar extraordinar. Chiar dacă în majoritatea timpului îl simțim ca pe un blestem. Și această lună plină care răsare în seara asta în semnul racului stă pe treapta de intrare de la ușa noastră astăzi, în 10 ianuarie, împreună cu o eclipsă. Și în felul ciudat în care cerurile ne arată simboluri și ne oglindesc lucruri, suntem pe treapta de intrare către ușa care duce către o mare schimbare la nivel colectiv și individual. Vedeți cum a început deja anul, cu frământări, cu incendii, cu amenințări de război, cu catastrofe. E clar că ne așteaptă un an care nu e făcut pentru cei cu inimă slabă. Este un an pentru cei curajoși. Iar astă seară vă rog să reflectăm, să medităm și să contemplăm curajul de a simți, de a fi autentici, de a ne arăta în felul în care suntem autentici. Pentru că este anul în care ni se va cere să fim noi înșine în cea mai înaltă instanța noastră. Să putem să lucrăm cu grație în incertitudine, și să capitulăm în fața lucrurilor care par conflicte exterioare și interioare. Și asta nu în sensul de a depune armele, ci mai degrabă în sensul de a îmbrățișa complet evenimentul respectiv și a vedea care sunt ariile lui de potențial. Luna atrage după ea apele tuturor mărilor și oceanelor pământului, dar și apele noastre interioare. Și dacă ne uităm la arhetipul racului, care este, repet, cel al mamei, al ocrotitorului, al celui cu compasiune, este despre casă și familie, atunci să ne gândim că luna asta, care se învârte ciclic, o lună a emoțiilor, este apă, e feminină, e fluidă. Și nu este nici pe deplin curgătoare, nici pe deplin stătătoare, este amândouă în același timp. Intuitivă, moale, dar puternică, dulce și extrem de protectoare cu cei pe care îi iubește. Deci lecția de astă seară ar fi despre ce avem nevoie să ocrotim și să îngrijim în noi înșine și în ceilalți. Unde sunt rănile din trecut? De ce ne agățăm și ar trebui să ne desprindem? Pentru
a ne vindeca, avem nevoie să călătorim înapoi în trecut și să descoperim care au fost punctele în care lipsea iubirea. Să nu ne acuzăm pe noi sau pe ceilalți, să nu îi arătăm cu degetul, ci să multiplicăm această iubire pe care o avem pentru noi înșine. Avem toate rănile posibile în relațiile cu părinții, în special cu mama. Și nu ne ajută faptul că părinții noștri de obicei au făcut tot ce au putut cu ceea ce aveau, chiar dacă asta a dus la o mare nedreptate sau la o rană care se transferă la următoarea generație. Toți avem capacitatea să ne desprindem de lucruri, și copii și adulți. Nu trebuie decât să ne reconciliem cu ele și să le lăsăm în urmă. Deci despre asta este această lună plină, despre emoții. Și dacă acceptăm că vindecarea nu e neapărat o chestie drăguță și că de obicei încă doare, pentru că există în subteranele stărilor noastre conștiente, atunci putem să înțelegem că de data asta putem merge înainte, mergând înăuntru. Aceasta este esența feminității și a vieții. Mintea masculină este contraponderea foarte necesară, rațională, care deține amintirile, fricile, durerile și așa mai departe. Și bucuria, da. Dar acest corp senzorial este ca un fel de portal care ne permite să intrăm înapoi în lumea emoțiilor. Și asta ne invită această lună plină în rac să facem. Să fim cu emoțiile așa cum vin ele. Să avem compasiune pentru noi și pentru ceilalți. Pentru că ne vom simți sensibili. Poate ușor de rănit, poate ușor de enervat. E important să fim atenți conștient la aceste stări care continuă să se arate la suprafață și să decidem ce vrem să facem cu ele. Această lună plină, amplificată de eclipsă, ar trebui să ne aducă aminte că emoția este o putere, nu o slăbiciune, și un dar, nu un blestem. Este un privilegiu extraordinar să poți să simți într-o lume care spune că n-ar trebui să simți. Și chiar dacă avem nevoie să luăm pauză și să nu mai procesăm atât, putem să ne dăm în această seară spațiu să plonjăm în apele racului și să stăm acolo până când simțim nevoia să ieșim din nou la aer. Simțiți! Aduceți-vă aminte că poveștile nu sunt neapărat adevărul deplin și întreg. Redeveniți părinții copilului vostru interior. Aduceți-i aminte că e în siguranță în iubirea voastră. Chiar acum, fiți blânzi și luați-vă atâta timp cât este nevoie ca să puteți să transformați ceea ce acum vă deranjează, vă doare. Regretele, neiertarea, senzația că sunteți victima a ceva sau a cuiva și așa mai departe. Oferiți-le pe toate acestea lunii pline ca să le ia, să le încheie și să ne permită să mergem mai departe în viețile noastre, complet conectați la ceea ce suntem și cu o grație pe care n-am mai avut-o până acum
și pe care anul 2020 o cere cu prisosință. Vă propun să medităm la toate acestea. Așezați-vă confortabil undeva. Respirați adânc și imaginați-vă energia lunii pline care vine peste noi în acest moment.
mare purificare, mare transmutare, mare vindecare, mare evoluție. Să fim bine!